Angajatul a fost prins de către ofițerii Direcției Generale Anticorupție Prahova sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova. Angajatul colabora cu reprezentanții unui birou de acte din imediata vecinătate a instituției. Concret, persoanele care voiau să scape de statul la coadă dădeau dosarele societății comerciale al cărui sediu a fost și el percheziționat împreună cu banii care ajungeau ulterior la cel prins în fapt. Sumele nu erau foarte mari, însă din informații neoficiale, angajatul serviciului înmatriculări ajungea să adune și 1000 de lei pe zi. Complicii inculpatului, funcționar public în cadrul serviciului înmatriculări Prahova, îi trimiteau acestuia, în timp ce se afla la ghișeul de lucru, diferite persoane care treceau peste rândul format de cei ce solicitau înmatricularea și foloseau cu funcționarul public anumite parole pentru ca acesta să-și dea seama că erau trimiși de complici. În dosarele acestor persoane se aflau, în afară de actele autovehiculilor, și sume de bani mai mari decât suma ce reprezenta taxa ce trebuia achitată. După ce proceda la înmatricularea autovehiculilor și încasarea sumelor de bani, inculpatul nu le mai remitea restul persoanelor trimise de complici, ci și îl însușea. Acest eveniment are loc în situația în care încă din februarie, de când taxa de mediu a fost anulată în curtea IPJ Prahova, se formează zilnic cozi de către cei care vor să-și înmatriculeze mașinile second hand.